Hello, this is Michael Pisaro from California. On this playlist for Zero Radio is mostly vocal music by, amongst others, John Cage, Robert Wyatt, Taku Sugimoto, Jürg Frey, Laurence Crane, Susan Howe and David Grubbs, Jessika Kenney and Eyvind Kang, Ockeghem, Franz Liszt, and a host of others. Hope you enjoy it. Have and the willy nay that I as be thereof sparer mayor his glen rue.
Thank you.
Thank you.
Încerc să răspund la întrebare cum și-a schimbat Dunărea aspectul ei prin construirea barajului de la porțile de fier. Este adevărat, înainte Dunărea se zbătea prin cataracte, prin stâncile și prin îngustările din cazane, unde putem spune că a fost îngustat până la 150 de metri. Acolo Dunărea fierbea, de aceea să și spune cazane. Apa fierbea ca într-un cazan. Asta este explicația stâncilor de la cazane. Acum a fost blocată Dunărea la porțile de fier și s-au construit barajul, care este de 30 de metri pentru nivelul Dunării și funcționează două ecluze. Una pe malul iugoslav și una pe malul românesc. Tot peisajul din regiunea porților de fier și a cazanelor s-a schimbat mult în urma construirii acestui baraj. Lacul de acumulare, cum am spus, se extinde până deasupra de Moldova Veche. Au fost inundate o serie de localități și comune, și prin aceasta oamenii au trebuit să strămute, să-și cedeze pământurile și să se așeze puțin mai în amonte, mai sus pe dealul. Peisajul în cazane a rămas același, cazanele fiind foarte stâncos și abrupt. Momentul de despărțire de oraș a fost foarte tragic, mai ales pentru oamenii bătrâni, care nu puteau să o conceapă, să-și părăsească casele și să se mute în noul oraș. În 1965 a început construcția barajului și totodată a început să se demoleze vechiul oraș. Casele au fost demolate, iar oamenii au trebuit să-și reconstruiască case în noul oraș, care este prezent noul oraș Orșova.
Does the bird represent happiness or some kind of emergency? Tomorrow the next day? In the evening, I lay down and think. In the morning, I wake up and ponder. I walked through the grass like a seven-winged cow. Thank you.
after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes, when being fooled to fancy with your peculiar mouth, my heart made wise. It is at moments after I have holds the genuine apparition of your smile. Silence molds such strangeness as was mine a little while. Moments when my once more illustrious arms are filled with fascination. Moments when my breast wears. A work of art is a world of signs, at least to the poet's nursery bookshelf, sheltered behind the artist's ear. I recall each little motto howling its ins and outs to those of us who might as well be on the moon. Illu, illu, illu. Beacon, a tiny artificial theater of the world. I'm here to slay the dragon in the ready-made name of an earlier Susan. While there is still time, do you know anything about my watch being stopped? Put your hand over my eyes and say I have got it in my mind. Ceramic, plaster, lacquer, newspaper. Footprint. Certain bronze elements found among the Pied Piper's personal effects have been moved from one exhibition room to another. Here are messages. The face of God. Dust. Time is a river. Props and other disinherited paraphernalia are never enough. I have to go in and catch my breath. Electric bulb. It's a manic condition,
barbaric conceptions of an other self, sawing away our finite future as we approach the laws which govern clutter, leaving at death to return no more, although fitfully visiting old haunts with the aid of metal, glass, clay, gouache, glue. Odysseus creeping forward during the theft of the Palladium. If you want to know what the law used to be, go to such and one of his colleagues. If you want to know what it is going to be, go to such another. If you want to know what the law ought to be, go to a third. But if you happen to want to know what the law is, go to Gray. John Chipman Gray and the Rule Against Perpetuities. Soli tu di.